tine-am crezut că dragostea-i formată din minciuna. Acum știu cât de tare m-am înșelat. Știu că am meritat cât am așteptat. Uite cum planetele s-au aliniat. Sufletele noastre s-au îmbrățișat. Lumea e a noastră, tu și eu vom fi. Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Claudia Motea și vă zic un bun găsit la emisiunea Iubește Arta din Tine. Astăzi ne-am dorit să începem emisiunea cu o reverență muzicală, pentru că invitata de astăzi este, eu îmi place să o consider, un mugur frumos al culturii și artei noastre românești. Este vorba despre Timea Crăiță, interpretă, profesoară, dar și pianistă în același timp. Trei lucruri frumoase în domeniul artei. Dragă Timea, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit și vă mulțumesc din suflet pentru prezentarea frumoasă. E frumoasă pentru că tu ne inspiri și tu, într-adevăr, chiar ești un mugur înflorit al culturii noastre. Mă bucur mult pentru că ți-ai făcut timp să vii în studioul Tele Moldovei Plus și mai ales că acum, în această perioadă, nu că ești stresată, ești presată de examenele tale, pentru că ești în anul 3, nu? La Universitatea Națională de Muzică. Câte examene mai ai de dat? Mai am două examene până la sfârșitul sesiunii. Și după care perioada de practică, unde susținem și concertele, la finalul perioadei de practică, mai este un pic. Dar ești mulțumită de acest an? Da, per total un an greu, mi s-a părut cam cel mai greu an din universitate, dar un an cu multe acumulări. Multe acumulări și îmbogățiri. Probabil. Da. Noi ne-am cunoscut într-o conjunctură artistică, pot să spun, și a fost un fel de dragoste la prima vedere. Așa. Între doi artiști. Așa. Eu am o mare apreciere pentru tine și tu ai venit și ca un colac de salvare la proiectul meu Brâncuș Dragostea Mea, pentru că aveam nevoie de o pianistă și pentru că regia este semnată de Beatrice Rancea, nu că este foarte greu de lucrat cu această celebră regizoare, dar are niște pretenții care nu sunt îndeplinite de orice muzician, cel puțin, sau de orice artist când lucrează cu ea. Iar tu ai venit în momentul în care noi aveam nevoie mare, mare de pianistă pentru un spectacol pe care îl susțineam în București. Și îți mulțumesc din suflet pentru că ai studiat de una singură toate partiturile muzicale
muzicale. Eu aveam o emoție mare pentru întregul spectacol, pentru că interpretez 9 personaje acolo, dar energia pe care tu mi-ai dat-o și siguranța pe care ai avut-o și căldura și emoția pe care ai transmis-o prin tot ceea ce ai interpretat tu acolo, partituri de la Brahms, toată muzica aia a anilor 30 din Paris, din perioada Belle Époque, pur și simplu m-au inspirat și m-au liniștit foarte mult, mi-aduc aminte, în timpul spectacolului. Și am zis, uite ce, eu sincer îți spun, am zis, uite ce copil minunat, pentru că ești tânără, tânără. Și am zis, Dumnezeu parcă mi-a trimis-o. Și mă bucur pentru că azi pot să-mi arăt recunoștința și iubirea pe care le-am pentru tine aici în fața telespectatorilor și să aduc la cunoștință tuturor despre dăruirea ta, talentul tău și marea ta iubire pentru muzică. Am zis că am început cu această reverență muzicală și haide să vorbim despre acest videoclip al tău, în primul rând, iar și iar. În cât timp l-ai produs? Ce te-a inspirat? Toată ideea a pornit ca o provocare, de fapt, să văd dacă... Mie îmi place foarte mult să cânt și cu vocea. Eu, de mic, am studiat doar pian. Ulterior am descoperit că am voce și că îmi place să fac și lucrul ăsta. Și am zis, ok, cântăm cover-uri, cântăm ce au compus alții, dar hai să vină ceva și de la mine, să fie parte din mine, cumva. Și a fost ca o provocare, am încercat să compun, să mă gândesc la linii, să fac... Deci tu ai scris muzica? Muzica este scrisă împreună cu o prietenă. Așa. Care și mulțumesc foarte mult pe această cale. Și ea studiază tot la Universitatea Națională? Nu este din conservator, însă ne-am cunoscut pe o altă cale, la doamna Dana Durian. E o doamnă profesoară de canto. Ne-am cunoscut acolo, ideea cam acolo a luat amploare și am zis, hai să încercăm. Am mers într-un studio, a venit ușor-ușor și producția, pentru că s-a pornit de la o idee destul de vagă, cum se pornesc toate piesele, am început ușor-ușor să producem. S-a ies un rezultat frumos, zic eu, după care am și filmat. Versurile clipul. Cine le-a scris? Versurile tot ea, am spus să nu mă bag deocamdată în zona asta, însă vine un proiect foarte frumos, zic eu, 100%... să zic așa, cu versuri, linii, 100% toate ale tale, creație proprie. Exact. Eu sunt convinsă că tu vei avea un drum foarte frumos în domeniul artei, în genere, și cred că așa, ca interpret vocal, ai ceva de spus. M-au impresionat foarte mult, pe lângă mesajul profund al acestui videoclip, iar și iar cântec, costumația, vestimentația ta, rochile acelea splendide, pe lângă inimioarele, normal că e vorba de iubire. Da, da, da. De unde sunt acele rochi? Rochile am colaborat cu o... Ia uite, ce frumos! Cu o doamnă, da? Din Buzău. Din Buzău, orașul tău natal. Exact, avem și noi talente mari și pe partea asta de vestimentație, la fel și machiajul, tot la fel, în Buzău. Cred că cel mai bun lucru este atunci când lași artistul să îi dai mână liberă. Da. Și am spus, asta e ideea clipului, cam așa vreau să fie regizat, fă-mi o rochie care să florească, să fie, să mă descrie și să fie ceva potrivit. Da, și potrivit complementar la mesaj. Exact. Și a ieșit asta, ceva superb. Și decorul, natură, este filmat în natură. Unde este? Exact, este filmat în Buzău. În Buzău. Tot în Buzău, da. În mai multe parcuri și într-o pădure. Ce frumos! Da. Îți dai seama, în momentul în care te vei privi retrospectiv la cariera ta după mulți și mulți ani de strălucire, o să-ți aduci aminte de acest clip în care aveai figură de înger, că arăți ca un înger, da? Și în care ai transmis acest mesaj de iubire pentru toată lumea. Da, asta mi-am dorit, să fie un mesaj. Din păcate nu se mai scrie foarte mult pozitiv. Înțeleg că e
prinde cumva și mesajul ăsta că suferim cu toții din dragoste și e greu și așa, dar mi-am dorit să fie totuși ceva pozitiv, să fie ceva este pozitiv, ce... că nu are o melancolie, exact. Dar finalul este optimist și e exact. Happy end, cum exact. Se zice. Exact, da. Da. Hai să ne întoarcem la primii ani ai tăi, a existenței tale. Sau hai să ne ducem mai precis în anii copilăriei tale. Tu mi-ai trimis o scurtă descriere a ta și mi-a plăcut foarte mult când ai zis că tu ai seminția, ai rădăcinile într-o familie care iubește arta. Hai să dezvoltăm această propoziție. Familia ta iubește arta. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă multă, multă muzică. Pentru noi... Pentru mama, tata și... Da, da, chiar și mai devreme de atât și bunicii și bunicul meu a fost oboșar. Oh, da. Tatăl meu este artist și el cântă. Cântă vocal sau? Cântă vocal și instrumental. Deci este o moștenire este de familie. Este exact, da. Dar fără, deci cu studii superioare în domeniu sau? Fără studii superioare, el la bază este parașutist. A fost în cadrul armate. Vai, da. Și pe lângă, și asta pot să spun că este o pasiune cu armata. Și da. Cu. Da. Dar pe lângă asta, i-a plăcut foarte mult să cânte și a făcut-o bine și a făcut-o tot așa de mic. Și iată, m-a influențat. Sunt convinsă. Și mama ta are vreo îndelegire în mama domeniul mea ăsta? Este economist, dar nu a... Dar iubește muzica, iubește muzica rând. Și stând pe lângă noi în permanență, eu când merg acasă, e muzică. Da, fata lui tata. Exact, e muzică peste tot și e frumos. Și bineînțeles că stând pe lângă noi și ea e... Fascinată și iubește tot ceea ce înconjoară da, cu da, voi. Da, da. Ce frumos! Așa, deci ai făcut în anii, în primii ani, am înțeles că ai început să cânți la pian, exact, să studiezi da, pianul, da, da, înainte de primul an școlar. Da, da, deci da, hai da, să da. Ne spui, să ne vorbești puțin am de acest început în domeniul pianului. De la grădiniță am început să iau lecții de pian, în particular cu o doamnă profesoară. Dar cum așa? Cum? Tocmai pian? Că puteai să faci alt instrument, tobe, altceva. Da, cred că am fost influențată pe partea asta și de familie, pentru că au considerat că pentru o domnișoară ar fi mai potrivit instrumentul ăsta să fie pian. Mă gândesc că... Adică e foarte frumos o fată care cântă la tobe sau altceva, dar pentru început... În general se începe ori cu pian, ori cu vioară. Și eu când am auzit vioară, zic, nu știu de ce, am avut așa o... Reținere. O reținere, chiar nu pot să-mi imaginez de ce. Cu toate că erai micuță minunat. Câți ani aveai, 5 exact, ani? Exact, da. Undeva la 5 ani, 5 ani și jumătate când am început prima oară. Și mi-au zis, ok, atunci hai să încercăm la o lecție de pian, să vedem cum ți se pare. Și a fost, bineînțeles, dragoste la prima vedere, nu știu cum, și profesorul probabil a influențat, pentru că dacă îți place cine ți arată, clar înveți mai ușor. După prima lecție am mai vrut una și încă una și... Și părinții te-au ajutat să urmezi acest drum. Da. Dar tu ți-aduci aminte cu degețelele tale mici, așa cum băteai, ți-aduci aminte acel moment? Primul moment nu mi-l aduc aminte. Mi-aduc aminte că intram într-o încăpere la doamna profesor acasă și aveam, imediat cum intram în încăpere, aveam pianul care era... Imens. Imens pentru mine, da, atunci uriaș. Eram un copil, exact. Păi oricum, dacă avea și un pian mare, îți dai seama. Da, era. Da. Și m-a ridicat așa ușor și mi-a arătat mecanismul, cum ciocănelul atacă coarda și cum iese sunetul și, bineînțeles, e fascinant pentru un copil să vadă tot. E un ansamblu, e un mecanism foarte complex. Și după ai rezonat tu, spun eu. Da. Asta da, ai avut o rezonanță imediată, pentru că, într-adevăr, pentru tine e fascinant, dar eu sunt convinsă că sunt și copii care trec indiferenți pe lângă acest lucru. Mai sunt, într-adevăr, și acum în calitate de profesor pot să confirm că sunt și copii care sunt mai indiferenți în acest așa, sens, și da. Tu ai văzut, ai așezat acolo, dar eu mă refer când ai văzut
toată paleta de note. Eu ne cunosc clapele alea albe și negre. Nu știi că cum făceai tu cu degețele, mi-aduc aminte că oricine la început așa face. Exact, exact. Nu cred că am avut atâta curaj să fac asta. Eram foarte timidă. Cel mai probabil m-am așezat pe scaun și am așteptat. Nu cred că am atins. Și care a fost primul cântec pe care l-ai cântat? Am început cu o metodă de pian, Maria Cernovodeanu, cu care încep majoritatea studenților. Copii. Copii, da. Da. Și cu nota do și cu dreapta și cu stânga puneam, trebuie să nu mergi, să faci totul exact pe timp. Asta cu ritmul mi-a fost destul de complicat la început, până am înțeles. Dar cred că secretul este să ai răbdare și cumva și Dumnezeu mi-a dat răbdarea asta. Păi răbdarea a fost daruită tocmai de iubirea asta pe care o ai și de drumul tău, destinul tău, mă gândesc. Și care a fost primul cântec după ce ai făcut exercițiile, practica, toți? Mai aduci aminte? Unde ai debutat ca și copil? Cred că... La școală, la... Prima oară când am ieșit în public? Da. Prima oară când am ieșit în public mai serios decât un examen a fost în clasa a treia, când am mers la prima mea olimpiadă. Așa. Unde olimpiadele sunt cu public. La pian. Exact, da. Cu un juriu și toată lumea are voie să asiste la prestația ta. Adică pe lângă părinți, prieteni, cine iubește muzica poate să vină și are timp. Da. Și acolo a fost, de fapt, primul... succes. Da, mai mare pentru mine, pentru că și până atunci cântam oamenilor, eram fascinată să cânt, să le arăt. O paranteză, mamaia mea este coafeză și avea cliente și de fiecare dată când intram la ea în atelier îi spuneam: mai aveți timp? Puteți să veniți puțin în casă să vă cânt ceva? Ce frumos! Da, îmi plăcea enorm să cânt oamenilor și bineînțeles... Aveai pian sau aveai pianină ceva? Pian, tataia meu, Dumnezeu să-l ierte, mi-a cumpărat în prima mea zi de școală primul meu pian. Da. Deci, practic, ei au îmbrățișat iubirea ta pe care o ai pentru și muzică. Și m-au susținut necondiționat. Vă dați seama că și atunci, pentru niște oameni simpli, n-a fost ușor. Achiziționarea unui pian nu era... Dar și uite, dai bine că pianul ajunge în niște mâini frumoase, bune, care îl merită. Da. Pentru că eu sunt de atâtea ori tristă când văd câte un pian, ori într-un hotel, ori chiar la un muzeu, care nu se că se pune praful pe el. Dar consider că un pian trebuie să fie folosit. Trebuie să se audă muzica din el. Așa pianul este. Trebuie să vorbească tot timpul, să dialogueze cu noi. Nu, pe toate instrumentele mele că au mai urmat... și alte piane cumpărate, pentru că cererile au tot crescut și ai nevoie de un instrument și mai bun, și mai bun ca să evoluezi. Toate instrumentele mele sunt păstrate și unul singur, într-adevăr, l-am dat, dar am avut grijă să-l dau undeva foarte aproape sufletului meu încât să-l văd, să pot să am grijă de el, să văd cum mai este, să mai cânt la el, să-l legi cumva o conexiune cu instrumentul tău și... Nu e ușor să te desparți de el. Nu e, probabil. Păi stai seama, devine din tine, practic. Exact. Parte din tine. E o continuare a ta. Da. Așa, ai vorbit despre olimpiade. Ai luat multe premii, numeroase premii, și naționale, și internaționale, și la olimpiade. Care a fost premiul care nu a contat cel mai mult pentru tine? Care a fost cel mai surprinzător? Premiul cel mai surprinzător pentru Timea Crăiță în domeniul muzicii. Cred că și aici o să mă leg tot de copilărie, pentru că premiile pentru copii se văd mai mărețe decât pentru un adult. Și cred că a fost undeva în jurul clasei a patra sau ceva de genul ăsta, unde am mers la un concurs internațional, Craiova Piano. Craiova? În Urtenia? Da, s-a ținut la noi în Craiova, doar că... Era internațional. Internațional, da. Și acolo a venit un maestru, Walter Kraft. Și după ce am cântat la premieră, a venit la mine, m-a
a dat mâna cu mine, m-a felicitat și pentru mine a fost ceva așa, maestru Walter Craft a venit și dumnezeiesc. M-a felicitat. Da. O binecuvântare. Era un om extraordinar și toată lumea îl cunoștea, era un... Într-adevăr, un maestru. O da. Entitate în lumea noastră. Un simbol, noastră. Vorba ta. Entitate. Da. Și în... După ce m-a felicitat și așa mi-a spus, într-adevăr nu mi-a dat locul întâi atunci, mi-aduc aminte, mi-a dat premiul 2. Era în clasa 4. Da, da, dar a ținut să vină personal la mine și pe mine m-a marcat. Cred că e cea mai frumoasă amintire. Cred că te-a motivat foarte mult pentru viitor. Da, nu? Da, 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 da. E mare lucru să-ți spună cineva că ține-o tot așa că poți. Și ai luat o legătură cu el? Ai luat ceva să... în timp? Atunci, nu, n-am mai ținut legătura. Atunci m-a invitat să merg la un masterclass la el. Însă, cumva... Unde era el? În ce țară? Că Walter e german. Da, cel mai probabil, da, ori Austria, ori Germania. N-am mai ținut legătura de atunci. Da, uite, poți să-l cauți acum pe Facebook, rău. Pe astea, da. Sunt pe internet. Da, internetul ne ajută enorm acum. Eu am dat de atâția prieteni de pe toate continentele prin internet, chiar și de pe Facebook. Da, da. Știi. Da, e de ajutor. E o sursă și exact. Să știi că dacă eu, dacă aș fi în locul tău, nu că-ți dau sfat, dar mie îmi plac chestiile astea. Dacă el te-a surprins așa și te-a marcat atât de plăcut și te-a motivat, eu l-aș căuta și aș spune, sunt Imea Crăiță, am ajuns așa, pentru că îți spun eu ție că și el s-ar bucura mult acum. Da, dacă ar da. Primi o veste de la tine. Da. 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 Și un răspuns acum tu în plenitudinea ta ca artist pentru un artist. Dumnezeu să-l țină în viață, să fie în viață. Da. Asta e. Că da. Viața asta e așa de scurtă și trecătoare. Dragi telespectatori, avem aici o minune de artist, o tânără speranță a țării noastre. Este vorba despre pianista, în primul rând, Timea Crăiță, care se îndeletnicește și cu interpretarea vocală, având o voce foarte frumoasă, și predă, este profesor, în același timp fiind studentă. Azi, anul acesta, acum, termină anul 3 la Universitatea Națională de Muzică din București. Hai să mergem acum mai departe. În clasa 6 am înțeles că te-ai mutat la București. Da. Cred că a fost o schimbare radicală. Cine a dorit acest lucru și spune de ce ai venit la București? Cred că ideea a pornit de la mama mea, care vedea că merg la concursuri și nivelul e destul de diferit, din păcate, București versus provincie. Era în Buzău. Da, eu am studiat cu o doamnă minunată în Buzău și... Cu cine? Cu doamna Margareta Sterian? Liceul. Liceul, da. Margareta Sterian. Da, cu doamna Carmen Ghizdeanu am studiat cum? În Buzău. Carmen? Carmen Ghizdeanu. Poate se uită la emisiune, da, și să-i transmit. Da. A fost, cum spuneți, dragoste la prima vedere și între mine și ea în Buzău, doar că la un moment dat am simțit... diferențe în... Simțeai că poți mai mult, da, că orașul devine puțin mai strâmt, da, pentru tine? Da, și că posibilitățile în București sunt mult mai mult. Pe lângă locurile minunate unde poți să cânți și poți să susții recital și poți să vezi oameni. Și la noi în Buzău era un pic, cum spune, toți se știau între ei, practic. Da, da. Da. Și atunci mama mea a venit cu ideea, hai să mergem un pic mai sus, haide să încercăm la... Ce om, ce om așa, da, cu curaj, da, 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 și cu dorință mare pentru tine. Da. Eu, bineînțeles, eram un copil în clasa 5-a când m-am gândit eu, nu cred că am realizat seriozitatea din toată ideea și am zis bine. După care a început o întreagă aventură. Pentru că am găsit profesor în București, m-a ascultat, lumea în general mă mai cunoștea de la concursuri, dar e important când îți cauți un profesor să rezonezi cu el, nu doar profesional. Sufletește, așa pentru zic că, și eu tot timpul. Pentru că da. Este mentorul tău și cu profesorul de instrument stai cel mai mult. Devine un al doilea părinte pentru tine. Ce frumos, da. Eu de la profesorii mei de instrument, care
Au fost câțiva și am învățat de la fiecare câte ceva. Pe lângă profesionalismul lor, mi-au transmis bunătate, mi-au transmis că sunt alături de mine, mai ales că eu am venit singură în clasa. Ți-au transmis iubire și căldură, exact, de ceea exact, ce tu aveai nevoie. Și ce, de fapt, tot timpul avem, la orice vârstă, avem nevoie de iubire și de căldură. Da. Și am luat legătura cu cineva de aici din București, m-a ascultat, am dat și un examen și am fost admisă. La Dinu Lipati. Exact, la Dinu. Deci clasa 6 a început o practic la liceul Dinu Lipati. Dinu Lipati din București. Da. Cred că ai fost atât de bucuroasă. A fost bucuroasă, dar a venit bucuria asta și cu un șoc pentru un copil, pentru că m-am trezit singură în București. Deci tu ai plecat de acasă și unde ai stat? La cămin. La căminul liceului, da. Am, bineînțeles că ai mei au avut grijă să-mi aducă tot ce am avut nevoie. Mi-au adus inclusiv mobilă de acasă. Și stăteai cu cineva în cameră sau singură? Da, am stat cu încă două fete la început, după care, na, fetele în cămin, știți cum sunt. Și ele erau tot la conservator, tot în domeniul ăsta al muzicii? Da. Am stat cu o violoncelistă și încă o pianistă. Da. Și mai mari decât mine, bineînțeles, că eu eram cam cea mai mică, mai era o fată balerină, un pic mai mică decât mine, pentru că acest cămin era la comun cu Floria Capsali, era un liceu de coregrafie. Exact, da. Și eram cea mai mică din cămin, într-adevăr lumea avea grijă de mine știind că sunt cea mai mezina, mică. Da, sunt convinsă, da. Și simpatică, frumușică, foc. Da, și... Dar a fost greu. Pentru mine chiar a fost greu. A fost un moment în care... Dar sunt convinsă. Plângeai? Da. Și părinții de câte ori te vizitau? Da. Mama venea săptămânal, tata venea măcar o dată pe lună, ne vedeam. Ori veneam eu acasă, ori... Dar mama venea săptămânal, săraca parcă o văd, cu două genți, una de mâncare, una de haine curate. Îmi făcea plinul frigiderului, avea grijă să mă mai ajuta cu curățenia, vedea să eram un copil, nu prea mă descurcam. Eram... Da, dar uite, e bine, vezi că n-ai renunțat, că puteai să zici vreau am înapoi, vrut să renunț, de da? De ai vrut să renunți, da. Pentru că e greu, era un supliciu pentru tine, un chin. Da. Așa, și dar, ai răzbit, ai terminat clasa 8-a. Da, am intrat în tumultul ăsta al studiului, mă trezeam dimineața, cumva nu mai conta unde stau și ce fac, nu mai conta. Încercam să mă focusez pe ce am de făcut și pe muzica mea și aveam gândul ăsta că hai că o să treacă. Dar simțeai că iubești și mai mult instrumentul tău, pianul, și că simțeai deja că asta e vocația vieții tale? Da, simțeai da, că ăsta e drumul pe care trebuie tu să mergi tot timpul? Da. După da. Ce ai trecut de acea perioadă de adaptare, e drept că sunt multe, multe momente în viața unui artist și sunt convinsă că toți am simțit asta la un moment dat. Când dai așa doi pași în spate și spui chiar trebuie să trec prin tot chinul ăsta ca să fac ceea ce îmi doresc și da, după ce îți răspunzi la întrebarea asta. Este un prag de fiecare dată, mai ales la artiști. Da, așa e la orice om în viață. Exact, trebuie exact, să treci anumite praguri. Știi? Da. Și dacă aia e menirea ta, eu cred că drumul continuă. Da. Am avut și oameni, într-adevăr, care m-au ajutat să trec de pragul. Mi-aduc aminte că aveam un preot la care mergeam. Aici, la București. Da, aici în București, la Paraclisul Maicii Domnului. Și spuneam, părinte, mi-e atât de greu, nu mai pot, aș vrea să plec acum acasă, vreau înapoi în casa mea. Tu erai și mămăcit așa, cu mami, cu tati, cu... Păi sunt singură, la părinți și bunicii și părinții, toată lumea m-a ținut așa și deodată m-am trezit singură și pentru mine a fost chiar un șoc. Și părintele ce zicea? Rezistă. Asta era, rezistă și răbdare. Și de fiecare dată zic, iar mi-a zis același lucru, parcă nu mai puteam să aud. Ce frumos vorbești. Dar mă reîntorceam acasă, în cămin, care îmi devenise acasă, și o luam de la început. Și era... Da. Ești în anul 3, studentă, acum, și predai. Da. Hai să spunem, cum ți-ai găsit
acest loc în domeniul pedagogic? De unde a venit? A venit la început din dorința oamenilor de a primi informație. Din clasa 11 chiar am început să predau. Bineînțeles, la prieteni. Prieteni care aveau ori copii, ori pot să-mi testez și mie fata, să îi arăt măcar două, trei lucruri și dacă îi place să mergem cu ea mai departe. Și eu, dornică și îmi plac foarte mult copii, am zis, sigur. Și mi-am dat seama că pot să fac o meserie din asta. Dar predai la o școală? Predau unde? La două școli. Așa, spune, poți să spui unde predai. Predau în Victoria Dance Academy, o școală de balet care are și cursuri de pian, și la Tony Boni, la fel un loc foarte simpatic pe care l-am iubit din prima clipă. Are și ateliere de tip Montessori pentru copii și oamenii rămân și cresc atât de frumos în ochii noștri. Dar unde este locul acesta? E undeva pe lângă San Plața. Tony Boni? Tony Boni se cheamă, da. Ce da. Frumos! Da, este deci, dragi părinți, dacă aveți copii, duceți-i la Tony Boni, unde pot să aibă să studieze și pianul cu Timea Crăiță. Da, și actorii au foarte multe ateliere de... Uh-huh. Dezvoltarea copiilor pe care chiar și aveți copii, nu? Da, sunt copii. Da, e taxă acolo, se percepe o taxă ceva. Se percepe o taxă, da. Așa mai mare sau fictiv așa de... Păi prețul atelierelor, sincer să fiu, nu-l cunosc, acolo sunt mai mulți copii și cel mai probabil nu e un preț infernal, însă lecțiile de pian sunt cu preț rezonabil. Cu preț rezonabil, da. Pentru muzică. Muzica, din păcate, costă. Și costă destul de mult. Păi este scump să studiez un instrument. Da, nu a fost ușor nici pentru noi. Da. Pentru că și eu am făcut meditație dintre a 1-a până între a 12-a. Nu, dar este fabulos. Da, ești... Da, da, da. E greu de intrat la Universitatea Națională de Muzică? Și mai ales câte locuri au fost la tine? Au fost undeva, cred că la 23 de locuri sau și ceva câți candidați? Cred că au fost peste 30 și ceva de candidați. No, pe loc? Nu. Dar cum? Pentru noi sunt împărțite locurile pe secții. Asta vorbim doar de pianiști. Așa. 23 de pianiști. S-a dat, din păcate, eu nu am prins admiterea fizică pentru că am dat în pandemie. Așa. Și atunci pentru noi a fost o admitere înregistrată. Ce a însemnat asta? Tu ca pianist îți făceai rost de o cameră de înregistrat și de un sunet bun. Da, că putea să afecteze, exact. Da. Exact. Mergeai în... puteai să o faci oriunde, ori în orice studio, sală, ori, da, dar eu am ales să o fac în sala mare a liceului din Ulipati. M-a ajutat foarte mult profesoara de pian de atunci, Miruna Popescu, că din nou îi mulțumesc. Doamna Miruna Popescu. Da, a stat lângă mine ori întregi, pentru că în momentul în care ai ocazia să înregistrezi ceva și nu e, mă urc pe scenă când și cobor, asta a fost admiterea mea, nu am cum să mai schimb, când ai ocazia să înregistrezi, vrei să-ți iasă perfect. Da, și te apasă. De... Exact, da. Stătea draga de ea cu mine ore în șir și la un moment dat ziceam, nu mai pot, Miru, hai, mai încercăm mâine. Nu, Timi, hai, te rog, mai tragem o dată și încă o dată și încă o dată. A fost și bine într-un fel că m-a scăpat de presiunea de acum când și cum când aia va fi admiterea mea, intru sau nu, dar și o picătură chinezească așa care se întindea pe fiecare zi și zic, oh, nici astăzi nu le-am terminat, nici mâine nu cred că o să le termin. Prelungire continuă. Da. De altfel, să știi că nu e de glumit cu înregistrările, pentru exact, că da. Îmi dau seama și în domeniul meu, nu este ușor să faci o înregistrare, mai ales că rămâne... forever and ever, exact, pentru totdeauna. Exact, da. Dar mai ales în acest spațiu al tău competițional, da, unde știai că ține de soarta vieții tale. Da, practic. Da.
Și pe lângă partea asta practică, cu înregistrarea, am avut și parte de examen teoretic, unde am dat examenul online. Așa. Au intrat profesorii. Pe Zoom, și, exact, da. Au intrat profesorii cu fiecare candidat în parte, da, da. Tu erai tu și comisia. Câți erau în comisie? La teorie, cred că 4-5 profesori. Am dat examen, mi-aduc aminte, la dicteu. Noi primim dicteu, adică profesorul ne cântă și, noi trebuie să scriem ce auzim cu înălțim și ritm. Adică, da, un fel de dictare normală, dar asta e dictare muzicală. Exact. Da. Și nu se auzea bine. Vai. Și m-am speriat atât de tare, pentru că, vă dați seama, pe lângă... Ți era genul să le și spui, exact, nu se aude. Exact. Da. Pe lângă întâlnirea normală pe care o are orice apel video, era și captarea instrumentului destul de... Vag, da, într-un fel. Și m-am speriat atât de tare, pe lângă emoțiile pe care le aveam, că era asta, ori scriu, ori nu scriu. Așa. Da, la auz la fel, doar că profesorii ne-au mai înțeles și ne-au mai dat încă o dată, dacă n-ai auzit prima oară, auzul ce înseamnă, el îți dă un interval, un acord și tu spui, e terță, e gvintă, e un acord major, micșorat și mai departe, și eram cu urechea în aparat acolo ce, na, telefon sau pe ce am, nu mai rețin, cred că pe laptop totuși am intrat. Laptop, cum la examenul, pe telefon. Da. Și... Păi eu dacă aș fi într-o comisie și aș vedea copilul că vine cu telefon, eu nu aș fi foarte drastică, da, le-aș zice, nu, vă rog frumos, laptop, că nu se poate pe telefon. Da. Dacă ar fi așa o scurtă discuție, așa pe video, așa. Da. Din păcate, e viața ta în viitor, în mâinile lor. Statul nu ne-a asigurat lucrul ăsta și poate sunt mulți copii care nu au avut ocazia să aibă un laptop pe care să intre să-și dea examenul. Adică există și... Știi că la un moment dat zici că, uite, într-adevăr, costă toate meditațiile și astea. Este un lux totuși să fii student la arte. Da. Pentru că nu-și permite oricine. Gândește-te, pe lângă ceea ce au făcut părinții tăi din punct de vedere sufletesc, te-au susținut și financiar. Da. Eu nu cred. Aici trebuie rezolvată situația la noi în țară. Se spune că talentul cel mai mare răzbate, dar la noi încă nu s-au creat condiții adevărate pentru un copil, dacă este foarte talentat, mă refer așa în scară, nu doar la 1-2 rătăciți pe undeva și privilegiați, să fie o metodă în care copiii, dacă sunt foarte talentați, să fie susținuți financiar și să poată să își urmeze drumul artistic. 2-3 burse pe care le poți accesa cu greu, e adevărat, și marile vârfuri din domeniu reușesc să intre. Și într-adevăr, pe perioada liceului, fiind olimpică, am mai avut o bursă, dar nu îi pot spune neapărat bursă, era un ban de buzunar. Și să zicem că această decizie pentru a preda a venit și ca o adăugire financiară la viața ta? Da. Deci uite că Dumnezeu a fost cu tine și e cu tine în continuare. Da. Pentru că și pe perioada facultății, nu zic că nu-mi place ce fac, dar este greu când se acumulează, mai ales în perioada sesiunii, e destul de complicat să susții și cursurile cu elevii pe care eu le predau și cursurile facultății pe care eu le primesc, și e destul de complicat, dar e drept că vine și această satisfacție financiară pe care un student o necesită. O necesită, are mare nevoie de ea. Exact, da. Ne apropiem de încheiere și îți mulțumesc din toată inima pentru că ți-ai făcut timp să fii aici. Prezența ta este strălucitoare, pot să spun, aici în studioul Telemoldovei Plus din București. Îți doresc din tot sufletul să ai în continuare mult, mult succes, multă inspirație și, de ce nu, să avem o colaborare frumoasă, nu numai cu proiectul Brâncuș, dragostea mea, pentru că, cum se spune, ți-am pus gând rău în sensul bun și frumos, pentru că vreau să ne angrenăm în mai multe proiecte
și teatrale și în genere muzicale, poetice și așa. Și vezi că mă țin de cuvânt, poate mă mișc puțin mai lent, dar la mine inima e deschisă pentru colaborare, o colaborare frumoasă cu tine și am multă iubire pentru tot ceea ce faci tu și reprezinți pentru muzica noastră românească. Dragi telespectatori, astăzi la noi Timea Crăiță, pianistă, interpretă vocală și profesoară de muzică, de pian mai precis. Înainte de încheiere și de a ne transmite un mesaj, aș dori să prezint telespectatorilor această revistă, Cronica Timpului, care aparține Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. În acest număr din iunie este și un articol extrem de interesant despre viața și opera profesorului, strălucitului profesor universitar doctor Nicolae Vasile. Un mesaj din partea ta pentru întreaga Românie. Ce pot spune mai mult decât chiar și titlul emisiunii, iubiți arta, oameni buni, pentru că asta ne, cred că e singurul lucru, arta și Dumnezeu, care ne mai ține cât de cât cu picioarele pe pământ. Mergeți și ascultați-ne, sunt festivaluri întregi cu muzică clasică, cumpărați bilete, veniți, susțineți-ne, pentru că facem lucruri frumoase și merită să fie văzute. Mulțumim din toată inima. Și eu mulțumesc.